Noi aici ne aflăm în buricul Târgului, cum ar veni. Practic ăsta e centru zero al Craiovei și nu neapărat centru zero, este unul dintre cele mai importante palate din Craiova. Este Palatul Dinii Mihail. O să vă spun puțin despre familie. Ei erau original din Macedonia. Nicolae Idi Mihail s-a născut în Magorova, în Macedonia. Apoi au venit aici în România și au fost ca arendași pe moșiile bisericii. După ce au fost arendași, bineînțeles că au fost foarte buni afaceri și au reușit să strângă o mică avere. După aia ei au devenit proprietari, chiar și latifundiari. El a avut un copil, Constantin Dinii Mihail, cel care a construit acest palat. În 1888 chiar a fost șeful Consiliului Județean, da? Și prin 1899 a început să facă acest palat. El având o casă mult mai mică pe undeva în oraș. El a început construcția acestui palat, l-a luat pe Pogotro, da? Cunoscutul Pogotro, și a construit în perioada de 7 ani acest palat. Este o bomboană, cum ar veni, este un eclectism francez, practic e un eclectic cu de toate, da? În special cu foarte multe elemente baroce. El nu a apucat, din păcate, să-l vadă finalizat, pentru că a murit, dar el a fost finalizat și fiul lui, Jean Mihail, a preluat. Și de aici începe o poveste superbă, pentru că Jean Mihail, până la urmă, el ajunsese unul dintre cei mai bogați oameni din țară, chiar cred că numărul 2 din țară, după Nababu, bineînțeles. În anii 20, chiar în timpul marei crize, el chiar a dat bani către stat, da? ca să împrumute din afară. Deci, pe lângă faptul că a fost unul dintre cei mai mari bogătași din România, a fost și un mare filantrop, pentru că după ce a murit, el a lăsat în testament palatul și toate teritoriile, peste 80.000 de hectare în toată Oltenia și nu numai, către stat și să se creeze foarte multe școli, spitale și în special și a dorit foarte mult ca în acest palat să fie și să se facă un muzeu de artă. Acum palatul, în 1913, de exemplu, aici a venit Ferdinand, mai ales când a fost războiul balcanic, și a stat o bună perioadă de timp aici, iar în primul război mondial, atunci când Craiova a fost sub ocupație germană, aici a fost comandamentul german. A fost, bineînțeles, jefuit în perioada aceea. După anii 20, Jean Mihail a început atunci să devină un mare filantrop și, de exemplu, acesta a început atunci să-și facă testamentul și să lase totul statului. În timpul războiului, al doilea război mondial, aici a venit cam tot guvernul polonez, fugit, da? Aici a stat. Iar în 1942 se deschide pentru prima oară ca și un fel de muzeu, pentru că încă nu se puseseră bazele muzeului de artă, dar cu ocazia săptămânii Olteniei, bineînțeles, a venit regele, a venit inclusiv Antonescu aici, s-au deschis pentru o săptămână ca și muzeu. Bineînțeles, există poze acum, câteva poze făcute de către Willy Prager, da? Faimosul Willy Prager, și știm atunci această documentare, pentru că Willy Prager a făcut în toată Craiova în timpul săptămânii Olteniei și atunci a fost pentru prima oară deschis. Apoi, după război, bineînțeles că au venit rușii și au făcut comandament aici, la fel, iar furturi peste furturi, după aia foarte multe instituții, iar în 1954 a fost dat drumul ca și muzeu de artă, ceea ce vedem și acum. S-au făcut și câteva filme, sper să puteți să puneți în câteva cadre, o să vi-l dau. Dar vreau să vă bucurați de
somptuozitatea acestui palat, pentru că dacă e să stăm, să ne gândim, Dini Mihail și-a dorit foarte mult acest palat, dar el n-a apucat să stea în el. Aici avem o serie și sunt foarte, foarte, foarte multe opere de arte, inclusiv o colecție singura din țară, da, a lui Constantin Brâncuș. Până la urmă, chestia asta trebuie și vizitată, în special pentru această colecție, pentru că sunt singurele. Bineînțeles, avem acolo și sărutul, da? Dar e bine că există și sunt aici. Pe lângă Brâncuș, trebuie să vedeți neapărat și celelalte opere de artă. De obicei, săptămânal se fac diverse expoziții, în fiecare săptămână o altă expoziție. Deci e the place to be. E cel mai important muzeu și, până la urmă, și palat, că e de categoria A, din Oltenia. Și acum mergem, practic, pe urmele personalităților. Mie îmi place să spun că această scară e de genul celei din Titanic, da? Pentru că e foarte, foarte monumentală. În față îl avem exact pe bustul Dinii din Mihail. A fost recuperat din cripta familiei, pentru că era acolo și a fost mutat exact aici în muzeu. În criptă, bineînțeles că nu poate să vadă nimeni, cripta este în cimitirul Ungureni, dar aici oricine poate să se bucure de această sculptură. Și bineînțeles că intrăm în salonul principal. Bine, de fapt în vestibul, să zicem, da? Avem superbul luminator. Este foarte bugarhonamentată această clădire. În 2015 a fost restaurată ca să putem să ne bucurăm și noi de ea acum. Oglinzi venețiene, luminatorul. În Oltenia sunt două astfel de luminatoare. Bineînțeles că probabil Pogotro a vrut să-și pună amprenta. În Calafat, tot în județul Dolj, există Palatul Marincu, făcut tot de Pogotro și la fel un mega imens luminator pe toată sala balului. În spate, intrăm aici în sala oglinzilor. Din punctul meu de vedere, mai bine îi schimbăm și punem denumirea de sala de aur, pentru că parcă suntem undeva în Rusia, în palatele imense ale lor. Barocul este la maxim. Aici vreau neapărat să te uiți, pentru că aceste două oglinzi sunt exact puse în față în față și ai efectul de never ending mirror, de infinit. Și trebuie neapărat să vezi lucrul acesta. Da? De obicei, în această sală sunt tot felul de expoziții și de lansări de cărți, de evenimente. Aici este sala de evenimente, cum ar veni. Continuăm... Sala Unglinzilor, le-am zis, da? Continuăm și în alte încăperi. Da, 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 da. Da, 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 da. Infinit. Avem mobilier, tablouri, bine, tablouri destul de celebre. Grigorescu avem aici și mă refer la expozițiile permanente. Dar în zona de parter, în fiecare weekend se schimbă câte o expoziție cu artiști celebri. Practic este un mic château de Paris, această clădire. În spate mai erau câteva dependințe, dar acele dependințe erau ca și câteva mini palate, din păcate au fost demolate de către comuniști. Eu mă mir că încă există, pentru că o mare parte din zona centrală a fost demolată. Dar e bine că avem acest palat. Mândria Olteniei, cum ar veni.
Sunt foarte, foarte, foarte multe lucruri de văzut, în special în expoziție. Îți trebuie ca zicea cam o săptămână să le vezi, să le vezi pe toate, adică în fiecare zi. Da. E tot timpul. Tot timpul. Deci la etaje tot timpul este permanentă. Da, sunt 36 de camere, erau de încăperi, bucătării și tot felul de... Aici ce am mai rămas din perioada aceea. Și uite, avem aici pe Teodor Aman, cunoscutul. Ăștia sunt toate originale. Și noi ne bucurăm că le avem. Să rămâne. Acum o luăm pe acolo, nu? Pe aici. Pe aici, pe aici. Ați văzut de afară că era și un mic turnuleț. Erau niște scări și acum s-a transformat în lift. Dar doar să vedeți. Uite, l-avem aici și pe... cred că Barbu Știbei, da? Domnitorul. Și ajungem să vedem cam toate familiile importante oltenești. Până în zona, să zicem, de mănăstire, adică sunt foarte multe lucruri care au fost recuperate de la vechi biserici care au dispărut între timp. Inclusiv această poartă superb sculptată de altar. Cam așa este o parte din acest muzeu. Noi o să continuăm și o să mergem afară pentru că anul acesta a fost inaugurat noul centru Brâncuș, o sală specială de evenimente și o să mergem acolo. Este un palat care trebuie vizitat. În mod normal noi trebuia să mergem și să vedem căsuțele mici, care și acelea sunt mini-palate și apoi să venim aici, că acum o să vi se pară celelalte mai mici decât niște căsuțe. Dar, bineînțeles că fiecare contează. Deci are peste 100 de ani și o să mai continui. Mulțumim frumos! O zi bună! Și acum o luăm în stânga, ca să vedem special oul lui Brâncuș. Ce este interesant că, bine, foarte mulți oameni să zicem că au făcut o paralelă între piramida de la Louvre și aici această construcție modernistă, dar într-un fel să aducă aminte de Brâncuș. Da? E o construcție modernă, dar nu strică foarte mult aspectul muzeului în general. Și o să intrăm acolo. O să intrăm chiar inclusiv în ou pentru că este un lift. Arhitectul a vrut să ca omul care intră, pentru că este gândit doar pentru o singură persoană, să aibă o experiență el cu sufletul lui și să se ducă către neant, către, nu știu, către... O să vezi, pentru că fiecare o să intre. Sperăm că o să fie o senzație, sper că nu suferă de claustrofobie, pentru că e destul de mic.
Iar aici este partea din spate. Deci, cum am spus, exact în această zonă unde erau blocurile, erau și celelalte dependințe care au fost demolate, dar erau mini palate. Și acum intrăm în noul centru Brâncuș. Practic totul este făcut subteran. Și aici este sală de expoziții și diverse evenimente. Chiar săptămâna asta am avut un eveniment aici despre patrimoniu, bineînțeles. Bună ziua! Salut! E închis! Este închis? Putem să urcăm și noi cu liftul, da? De afară nu pare, dar este imens acest... Sărămâinile, acest centru. Aici, în stânga, o să fie și o cafenea. Iar lucrul care mie îmi place cel mai mult la acest centru este că s-au salvat vechile bârne din atelierul lui Brâncuș și le avem aici expuse. Este, din punctul meu de vedere, o realizare destul de mare, pentru că aceste bârne erau până anul trecut, erau expuse într-un mediu destul de ostil, zicem, afară, da? Adică ploua pe aceste bârne, la vechea școală de meserii, acum liceul Brâncuș. Și acestea sunt bârnele originale ale lui Brâncuș. Și uite că nu e nimeni, deci avem ticket VIP, da, în centru. Da. Sunt foarte multe săli de expoziții, inclusiv filmări cu și despre Brâncuș. Și bineînțeles, aici aveți cum îi zice, liftul către oul lui Brâncuș, da? Da, da. Vă rog să aveți experiența frumoasă. Du-te tu ca să ne... Da, și ne spui și nouă după aia cum e. Da, poșim 150. Nu. Nu. Atunci vă rog. Vă aștept jos! Zice că e experiență către absolut. Cum a fost? Așa, noi continuăm. Aici este cartea de oaspeți. Am avut și eu norocul să exact la deschidere să... Nu știu dacă mai e, eu nici mă știu ce am scris. Cred că am desenat ou aici. Ia uite. 15 ianuarie 2022, atunci a fost deschis centrul. De curând. Da. Deci nu sunt foarte mulți oameni care au apucat să-l viziteze, dar este un centru modern. Cred că Brâncuș ar fi fost mulțumit de acest centru, în cinstea lui. Aici avem și o grădină interioară. Încă se amenajează lucrurile, adică o să fie destul de colorat, să zic, și eclectic într-un fel, acest centru. Dar este bine că avem încă un centru în plus în Craiova și mai ales unul dedicat maestrului Brâncuș. Noi o să ne continuăm escapada noastră către centru vechi și o să intrăm în câteva căsuțe, o să mai vizităm muzee, dar puțin mai încolo.
O zi bună!